Bună ziua, epurarii voastre, sau bună dimineața. Vreau să răspund la o întrebare care tot ies acum în ultima vreme, ne-o scris pe YouTube. Deși nu îmi e proaște. Scurt, clar și cuprinzător, ca să nu vă iau mult din timp. Chestia între așa e că știți, căldurile sunt tare mari. Iepuroașele umblă numai la fermele și ele, în gospodările și ele, unde este temperatura constantă, nu se schimbă. Din cauza căldurilor nici iepuroi nu sunt activi și asta nu-i numai la mine, nu-i numai la voi, asta la majoritatea care țin iepuri. Asta e prima pricină, căldurile. A doua pricină, că iepuroașele poate fi prea gras. Dacă eu am aici în rândul ăsta, am vreo câteva iepuroașe. Eu încă n-am făcut, încă n-am dovedit, am început să fac mai departe cuștile pentru iepuroașe. Ele la mine, fetele astea, sunt cam gras. Da, ele poate că așa se umble la iepuroi, dar să vedem, să încercăm. La început eu am să le pun într-o cușcă de asta mai mare, care pentru iepuroașe. Și a să alerge o săptămână, două și pe urmă să le dau la iepuroi. Cred că am răspuns la întrebarea voastră. Vă spun la revedere!